Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la o nouă emisiune aici, la Diaspora TV. Sunt Camelia Capraru și am onoarea să am o invitată astăzi alături de mine ca să vorbim despre educație. O avem aici pe doamna Natalia Elena Intotero. Care este președinta Comisiei de Învățământ de la Camera Deputaților din România. Se află aici în Elveția pentru o vizită de lucru și am dorit să vorbim astăzi despre educație și motivele pentru care această delegație se află aici în Elveția. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Și vă mulțumesc uh, pentru invitație și salut pe toți cei care ne urmăresc uh, și vă felicit pentru acest proiect foarte frumos, Diaspora TV. Îmi place foarte mult și logo-ul dumneavoastră. Mulțumim. Am văzut că ați pus acolo și uh, sigla de suflet, așa, aici în Elveția și chiar apreciez modul dumneavoastră de, de integrare. Deci, alături de mai mulți colegi din diferite partide politice, ne aflăm de aproximativ o zi și jumătate aici, în Elveția. O vizită scurtă, dar foarte intensă. Motivul, cu toții știm că Elveția este un exemplu pentru învățământul dual, profesional și cred eu că noi. Cei de acasă, românii, avem foarte multe de, de învățat de la acești oameni foarte serioși și implicați. S-a dovedit că modul în care ei implementează acest sistem de învățământ este un succes. În momentul de față, România se confruntă cu o mare problemă. Lipsa unei forțe de muncă să fie calificată, și de aceea trebuie să facem mai mult. Și cred eu că exemplul Elveției poate fi transpus la noi în țară. De ce acum? Așa a vrut Dumnezeu, și chiar este un moment foarte important pentru că, după cum știți, începând din 2016, președintele României. Ține foarte mult la implementarea unui proiect, și anume România Educată. Din 2016 până în prezent au existat numeroase consultări cu toți actorii implicați în educație, și în momentul de față ne aflăm cumva pe ultima sută de metri și anume pachetul legislativ pe România educată, ce înseamnă o lege pentru învățământul preuniversitar și o lege pentru învățământul universitar, va ajunge la Parlament în aproximativ două săptămâni. Era foarte importantă această vizită aici în Elveția Cineva pentru a avea acest schimb de, de bune practici. Uh -huh. Și... Am spus că așa a vrut Dumnezeu pentru că să știți că se leagă. Anul trecut președintele Iohannis a fost în vizită aici în Elveția. Peste câteva zile președintele Elveției va fi în vizită în România. Va avea în întâlniri da, cu președintele României, domnul prim-ministru și cu președinții celor două camere ale Parlamentului, Camera Deputaților și Senatul. Și cred eu că va fi o continuare a intensificării relațiilor noastre bilaterale, urmând ca după această vizită să încercăm să dezvoltăm și mai mult aceste relații bilaterale care sunt în folosul tuturor, să spun așa. Dumneavoastră ați fost aici invitați de Comisia de Știință, Educație și Cultură al Consiliului Național Elvețian. Mai, mai sigur de către domnul președinte al Comisiei, Fabian Fivas. Știm care a fost scopul vizitei și ați putea să ne spuneți pe scurt întâlnirile pe care le-ați avut pe parcursul acestei zile și jumătate? Da, deci, în primul rând, întâlnirea noastră a fost posibilă 99% prin implicarea Ambasadei României aici în Elveția. Și vreau să mulțumesc pe această cale domnului ambasador Bogdan Mazuru și întregii sale echipe, o echipă de oameni devotați, o echipă de specialiști, o echipă de oameni implicați și s-a dovedit încă o dată că acolo unde domnul ambasador Mazuru își desfășoară activitatea, ajută la scrierea istoriei în dezvoltarea relațiilor bilaterale între cele două state. În aceste două zile, practic aproape două zile, o zi și jumătate, am avut o întâlnire, prima întâlnire a fost la Luzan la o universitate, EHL, care pregătește specialiști pe partea de învățământ dual, specialiști pe tot ceea ce înseamnă turism, servicii și nu numai am rămas fără cuvinte. Deci excelența și-a spus și spune cuvântul în tot ceea ce uh, fac uh, acele persoane acolo și uh, am uh, avut bucuria să întâlnesc și un român de succes, pe domnul profesor Rai care este un om extraordinar și care își dorește foarte mult să se, se implice și mai mult să ajute țara și să știți că din totdeauna am încercat să-mi convin colegii în întreaga mea carieră politică, cât este de important să implicăm pe românii noștri de succes din țările unde au ales să trăiască, în a contribui la dezvoltarea țării noastre. Deci avem în toate țările din lume, pot să spun, români care au scris și români care scriu istorie. Și dacă am încercat să fim mai apropiați de aceștia, țara noastră cred că ar fi pe un trend de dezvoltare mai accelerat și mai ei sunt ambasadorii țării noastre și dumneavoastră sunteți un ambasador al țării noastre prin activitatea pe care o faceți, practic promovați limba română și promovați tot ceea ce se întâmplă bun, foarte bun și imaginea comunității românești de aici din Elveția. Am continuat această vizită în cursul zilei de astăzi. Am avut o primă întâlnire la partea de Secretariat de Stat din cadrul Ministerului Economiei, Educației și Cercetării Științei de aici din Elveția, unde ni s-a prezentat cum se desfășoară învățământul dual, începând de la partea de preuniversitar și partea de universitar, cu toate că ieri ni s-a explicat din punctul de vedere al. CEO-ului și al tuturor celor cu care am discutat la EHL cum se desfășoară acest învățământ dual. Apoi am avut o întâlnire foarte bună la, la Parlament cu uh, Comisia Omoloagă din uh -huh. cadrul Parlamentului. Am avut bucuria să întâlnesc colegii parlamentari de aici foarte deschiși, dedicați și doritori să intensificăm relațiile noastre de colaborare după care am avut o vizită la o altă universitate o tehnică ce pregătește tot pe parte de învățământ dual, am avut și mărturia unei absolvente care inițial s-a dus pe parte de învățământ dual, dar apoi și-a continuat studiile, acum terminând la facultate și dorindu-și pe mai departe să Făcând o reconversie profesională, să îmbrățișeze cariera de, de avocat. De asemenea, și la această universitate, distinsele doamne care mi-au făcut toată prezentarea au spus că ne vor transmite toate documentele. Au peste 50 de proiecte internaționale și își doresc ca să dezvolte un proiect internațional și cu țara noastră, cu România. și... Cred eu că odată ce vom ajunge acasă, vom lua legătura la Ministerul de Resort, Ministerul Educației și nu numai. Va trebui să fie implicat Ministerul Economiei, Ministerul Mediului de Afaceri cu Ministerul Turismului pentru ca împreună să lucreze, bineînțeles, și Ministerul Muncii, Ministerul Familiei, pentru a dezvolta această ramură foarte importantă pentru țara noastră, învățământul dual. Avem anumite lecții învățate deja. Categoric, așa cum am menționat, excelența își spune cuvântul și uh, va trebui să, să încercăm și noi să ajungem la acest nivel de, de excelență. Putem, e nevoie de, de voință și. E nevoie de, de a munci în echipă. Nu este doar rolul unui singur minister al educației. Cum am văzut și aici, sunt implicate mai, mai multe ministere și, foarte important, implicat mediul de afaceri. De aceea credem noi că această muncă în echipă, nu doar din partea instituțiilor guvernamentale, ci mergând mai departe, spre Camera de Comerț, Registrul Comerțului. Mediu de afaceri, prin Camera de Comerț, foarte important în a conștientiza câte beneficii aduce învățământul dual și că, de fapt, aceasta este cheia succesului pe, pe meserii. Și pe termen lung? Și pe termen lung, categoric. Că nu putem, așa cum mi s-a spus și astăzi la Ministerul de Resort, să nu vă așteptați să vedeți rezultate de la o zi la alta. E nevoie de timp, este un proces care durează. După 5-10, ei acum văd rezultatele, după, mă rog, au schimbat legea educației uh -huh. acum 25 da. de ani și după 25 de ani, chiar dacă au mai trebuit să aducă anumite ajustări la lege în funcție de dezvoltările fiecărui domeniu de activitate, în funcție de progresul economic, dar nu a fost o modificare consistentă și acum se văd rezultatele. Pe o adevărat, pe deplin, și sunt foarte multe țări ale lumii care îi solicite să exporte modelul lor de bună practică spre ei. Da. Deci, avem multe de învățat și, cu siguranță, putem prelua și adapta totul în România, să înțeleg. Categoric. E nevoie doar de, de implicare și de a munci împreună, susținere ne-au demonstrat și astăzi că vor să, să ne ajute, vor să se implice. Avem un proiect în derulare cu uh, Elveția și, și anume uh, proiectul se numește uh, Job Orientation, care a început undeva de prin 2010. Mm -hmm. Desigur, urmează și alte etape. Uh, colaborăm cu ambasada Elveției în România, dar putem face mai mult și mai mult se poate face printr-o implicare colectivă din partea tuturor. Deci vedeți posibilitatea de noi acorduri bilaterale și extinderea celor existente în acest moment. Categoric și cred eu că vizita de săptămâna viitoare a domnului președinte al Elveției în România înseamnă, înseamnă foarte mult pentru noi și înseamnă extinderea acestor relații. Mulțumesc! Știm că ați fost ministru pentru Departamentul Românilor de pretutindeni și încă mai aveți relații foarte bune cu diaspora. Noi, aici, în Elveția, avem deja câteva școli care predau în limba română, în cadrul programului Heidmat, Share, Sprache und Kultur. Se numește în limba germană și avem școli în Basel, Zurich, Luzern și Berna. Și alte localități de aici, din Elveția, ar dori să deschidă acest tip de școli. Credeți că ei ar putea avea ajutorul și sprijinul guvernului României în deschiderea acestor școli? Da, există două forme de, de, de uh, posibilități pentru susținerea acestui program. Prima formă, așa cum ați menționat-o și dumneavoastră, este prin susținerea financiară din partea Departamentului Românilor de pretutindeni și am înțeles că, în continuare, așa cum era și pe vremea cât am fost eu ministru, prioritatea noastră a fost educația, extinderea acestor cursuri de limbă, cultură și civilizație pentru cât mai multe zone unde avem români care locuiesc. În egală măsură, există un program care se desfășoară prin intermediul Ministerului Educației și anume prin intermediul Institutului Limbii Române se numește Limbă, Cultură și Civilizație din păcate aici va trebui să muncim mai mult și din păcate vă spun că acest program funcționează de 15 ani de 15 ani conform și datelor apărute în mass media de, de acasă din România luate de la mediul asociativ Ministerul Afaceri Externe avem un număr aproximativ de un milion de copii născuți în afara granițelor și asta toate țările, dar doar 12.000 dintre aceștia sunt înscriși la aceste cursuri de limba română, vorbesc de cursurile de la Ministerul Educației. Practic, Ministerul Educației plătește cadre didactice care au decis să plece în afara graniței, au ei modalitatea de selecție, legală, dar îi plătește pe un contract de colaborare. Nu sunt angajați cu carte de muncă, ceea ce e o problemă pentru că ei ar trebui să fie recunoscuți pe deplin ai statului român și îmi doresc foarte tare să-i conving pe colegii mei că acum, în noua Legea învățământului preuniversitar și chiar și cea a învățământului universitar, că am înțeles că și pe universitar avem aceeași problemă, ei să fie plătiți cu carte de muncă, ceea ce ar însemna o creștere a bugetului acestei instituții doar pentru a-i pune pe ei cu carte de muncă de 4, cu 46% în plus. Urmând ca apoi acest curs să fie extins, pentru că sunt foarte multe. Zone din diferite state unde comunitățile au crescut, care își doresc aceste cursuri. De ce aceste cursuri? Păi nu își pierd rădăcinile, își perfecționează limba română și să știți că în ultimii ani a fost așa un flux continuu. Unii români au dorit să meargă în diaspora, mm -hmm. dar sunt și foarte mulți care, care au revin. decis să revină acasă. O componentă foarte importantă pentru integrarea familiilor care decid să revină acasă este educația. Am avut nu puține, chiar multe cazuri când copiii acestor familii nu s-au adaptat la sistemul de învățământ din România pentru că nu aveau suficiente cunoștințe de limba română. Și după o perioadă de timp, adică maxim un an de, de școală, pentru copii, părinții fac orice sacrificiu. Neadaptându-se acești copii, au decis să revină în țările de unde au plecat. Pentru țara noastră a fost o mare pierdere și este o mare pierdere plecarea atâtor milioane în afara țării. Nu au plecat de bine, marea majoritate din ei, alții au plecat din curiozitate, alții așa au simțit pur și simplu, însă datoria noastră a statului român este de a deschide cât mai multe posibilități uh, pentru uh, copii și nu numai pentru copii, pe tot ceea ce înseamnă susținerea programelor educative, limbă, cultură, civilizație posibilitatea de uh, cultură pentru adulți, biblioteci, carte românească, uh, de a susține mass media în limba română, foarte important în afara granițelor și nu, în ultimul rând, foarte important, susținerea atât a mediului asociativ, societății civile, cât și a bisericilor, a cultelor. Pentru că s-a dovedit că în jurul bisericilor românii se adună. Atât în momentele fericite, cât și în momentele mai puțin fericite, și bisericile sunt un fel de ambasade spirituale ale țării noastre, ale poporului român. De aceea, deci, îmi doresc foarte mult legalizarea cu tot ceea ce înseamnă drepturi pentru aceste cadre didactice, și apoi extinderea acestui program foarte important pentru cornaționalii noștri. Mulțumesc! Cum credeți că va arăta sistemul românesc de învățământ în 10 ani? Mi-aș dori să fie un sistem de educație mai atrăgător, și când spun mai atrăgător, elevii, tinerii, studenții să, să meargă la școală cu plăcere, așa cum am simțit aici în Elveția. Și cred că dumneavoastră aveți un rol foarte important. De ce? Am întâlnit și studenți români care au decis să vină să studieze aici, cu toate că familiile acestora fac un efort considerabil pentru a-i menține aici la școală. Și cred eu că ei ar fi cel mai bun exemplu pentru copiii din România, dar în special pentru părinții acestora atunci când. Trebuie să recunoaștem că, în momentul de față, în România, marea majoritate a părinților își doresc ca ai lor copii să meargă la facultate. De cele mai multe ori, facultatea pe, pe care ei o termină nu le este folositoare și ajung să muncească într-un domeniu unde studiile preuniversitare, adică pe parte de învățământ dual, ar fi fost suficiente. Și înseamnă o, o, și o pierdere de timp, parte de dezvoltare. A cunoștințelor pe fiecare domeniu se poate face în continuare și de aceea cred eu că ei sunt cel mai bun exemplu și poate o să-mi invitați aici în emisiunile dumneavoastră Când și da. să ne ni le trimiteți și nouă acasă să spună de ce au ales să vină în Elveția, cât este de important să ai o meserie, cât de atrăgător este sistemul de educație aici în România, cât de important este să respecti regulile pentru că am rămas plăcut impresionată începând de la cel mai mic locuitor aici în Elveția până la cel mai mare, indiferent de etnia, când spune în regulă, aceea este respectată. Toată lumea este liniștită, am simțit o pace, o bucurie pe chipul tuturor persoanelor care locuiesc în această țară și aș vrea ca același sentiment să se simtă și în unitățile de învățământ la noi acea liniște, acea pace, uh, nu acea gălăgie, acea cumva îngrijorare. Că, să știți că îngrijorarea părinților se transmite și în comportamentul elevilor sigur. atunci când se confruntă cu anumite probleme acasă, și, în general, marea majoritatea problemelor pleacă ori de la probleme de sănătate sau probleme economice. Dar atunci când educația este pusă la locul ei cuvenit, educația alături de sănătate, cred eu că sunt pilonii fundamentali pentru dezvoltarea Aulei oricărei societăți. societăți da. Da. Ați anticipat întrebarea mea. Vroiam să vă întreb ce v-a plăcut în Elveția și cum ați văzut Elveția. Dacă mai aveți ceva de adăugat despre. Această V-am spus, ex excelența este, este cuvântul de ordine, și dumneavoastră, românii de aici, aveți un rol foarte important. Prin intermediul noastră, îi salut pe toți cu mare drag, o comunitate aproximativ de 35.000 de uh, români, o comunitate foarte bine integrată. Uh, vă doresc să fiți uniți și Mulțumim. cei care nu mai doriți să reveniți acum acasă să nu uitați de țara unde v-ați născut și să uh, ne transmiteți toată această energie bună și chiar și sfaturi, pentru că suntem deschiși să avem acest parteneriat. domn profesor Rei chiar săptămâna viitoare vine în București și mi-a spus, voi fi alături de voi pentru a convinge autoritățile din România cât este de important de acest sistem pentru uh, formarea calificată a viitorilor, uh, cetățenii ai țării noastre care, până la urmă, duc mai departe destinele țării din punct de vedere al dezvoltării economice. Am fi deosebit de, de încântați și, încă o dată, aveți toată stima și toată aprecierea noastră. Fiți uniți, sunteți un popor care suntem, nu de fapt de sunteți. Da. Suntem un popor care, peste tot, unde ne aflăm în lume, uh, suntem foarte apreciați de autoritățile din uh, Țara respectivă și cam orice zona a lumii unde am avut posibilitatea să ajung, toate autoritățile, începând de la autoritățile locale până la autoritățile guvernamentale, spuneau că prezența românilor pentru ei este un mare bucurie, succes și chiar o contribuție la dezvoltarea economică. Din păcate, pentru noi cei de acasă este o mare pierdere, dar și de aici, așa cum am menționat, Puteți să ajutați atunci când veniți cu idei, cu parteneriate care să contribuie și la schimbarea unor mentalități din țara noastră. Vă mulțumesc mult că ați participat astăzi alături de mine la această emisiune, și vă mai așteptăm cu drag în Studio Diaspora TV, și vă urez succes, și să sperăm că planurile dumneavoastră vor fi îndeplinite cât mai curând. Și eu vă mulțumesc, doamne, ajută tuturor! Dragi telespectatori, vă mulțumesc mult că ați fost alături de noi astăzi la această emisiune despre educație și vă aștept cât mai curând să ne revedem pentru alte emisiuni de interes public. O zi bună, la revedere!